CFM Tomis a plecat duminică dimineață spre Craiova, de unde speră să se întoarcă cu cel de-al patrulea titlu din istorie. Tomisul este la o singură victorie de titlu, iar elevii lui Martin Stoev sunt încrezători în forțele proprii. Mergeți la Craiova, deja campioni? Da, după primele două partide am putea spune că am luat o opțiune importantă pentru câștigarea campionatului, dar bineînțeles mai trebuie să mai facem un pas și sunt convins că la Craiova echipa locală va încerca să aibă o altă evoluție. Dar sunt convins că dacă noi vom trata meciurile ca și până acum, vom avea câștig de cauză la finalul partidei. Încă nu suntem campioni, mai trebuie să câștigăm un meci. Cred eu că surprize mari nu se pot întâmpla, dar totuși trebuie să fim atenți, să abordăm cu maximă seriozitate, pentru că adversarul își va juca ultima șansă. După cele două jocuri de la Constanța, finala se mută acum la Craiova, teoretic pentru încă două meciuri. Primul este programat luni de la ora 20.